maestrul Vindan Curic și pentru că ora este avansată, poate că cel mai bun lucru pe care îl putem face, după ce am ascultat acest cuvânt care ne-a pătruns până în adâncul sufletului și ne-a adus mai în apropierea sufletelor morților noștri dragi, cel mai bun lucru pe care îl putem face este ca să aprindem toate torțele și îi rog pe băieții care se ocupă cu torțele să facă acest lucru și mulțumindu-vă dumneavoastră tuturor celor care ați făcut efortul de a veni pentru ca împreună să comemorăm și astăzi această zi a amintirii martirilor din temnițele comuniste, să facem cei care vreți o fotografie aici la poalele statuii lui Iuliu Maniu, liderul opoziției politice, și salut aici faptul că este prezent președintele de onoare al Partidului Național Țărănesc, Maniu Michalache, al adevăraților țărăniști, refăcut domnul Mihai Grigoriu, al cărui tată este trecut la cele veșnice în temnițele comuniste. Vă invităm aici alături de noi să facem o poză de grup pe cei care doriți, după care ne vom încolona pe bulevard și vom porni către, pe Calea Victoriei, către bulevardul Elisabeta, apoi în jos pe bulevardul Elisabeta și ne vom opri pe treptele bisericii Sfântul Ilie Gorgani, unul din locașurile simbol de adunare ale luptătorilor anticomuniști care au supraviețuit. Cei care nu merg în marș vor fi rugați să lase panourile celorlalți. Dar deocamdată vă invităm aici, în fața statuii, cei care doriți să facem o fotografie.